Bună ziua, stimați telespectatori, sunt Vlad Madan și în următoarele minute vă invit să vizionați emisiunea Reflector Analitic. De această dată ne-am propus să discutăm despre educație, despre modul în care este finanțat acest domeniu, despre realizările, dar în același timp și problemele care se confruntă întreg sistemul. Salut prezența în studio a doamnei Rodica Guța, șefa Direcției Generale Educație, Tineret și Sport Chișinău. Bună seara și bine ați venit! Și a doamnei Eugenia Ceban, consilier PSRM. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Doamna Aguțu, vreau chiar de la bun început să punem accentele de rigoare sau punctele pe ei. Iată, colegii noștri din presă au scris pe parcursul zilelor trecute despre perchizițiile la direcție, despre faptul că două persoane, cel puțin asta era informația oficială, au fost reținute, ca după aceea să existe anumite constatări că este vorba de o singură persoană. Haideți dumneavoastră să ne spuneți ce s-a întâmplat cu adevărat acolo, cine a fost reținut, de ce și care este starea de lucruri. Cu regret vreau să constat că eu dețin aceeași informație de care dispuneți și dumneavoastră. Eu vreau să aduc la cunoștință și să reamintesc că Direcția Generală dirigează activitatea a 5 direcții de sector. Respectiv, prin mass media am fost și eu informată că în anumite sectoare sunt ridicate acte de verificare a procedurii de licitații pe anumite bunuri. Ce s-a întâmplat mai departe, chiar nu cunosc, deoarece noi n-am primit niciun document, nici o ordonanță prin care să ne se informeze ce se întâmplă. Deci angajatul care a fost ridicat pentru a fi verificate anumite probe, este din sectorul Râșcani, asta o cunosc și eu, este vorba de ați un... Ați încercat să discutați cu colegii dumneavoastră de acolo? Nu, pentru că și directorul este acum în concediu, nu este, de ce chiar... Nu au putut să ne ofere nicio informație. Dar până la ora actuală au existat, nu știu, pe ansamblu vorbesc, anumite suspiciuni la ceea ce se numește achiziții? Ca să rămânem tot în albia problemei. Deci toată responsabilitatea de procedură de achiziții o are șeful de sector. Eu nu pot să am, pentru că nu intru în obligațiunea mea să verific cum se realizează aceste proceduri. E regretabil dacă se confirmă niște fapte. În același timp, dacă colega își executa obligațiunile de funcție la serviciu și mai făcea ceva în afara serviciului, vina îi aparține și să-și asume responsabilitatea. Domnule Ceban, haideți să vă întreb simplu. Cum se întâmplă faptul că în domeniul educației se vorbește de anumite fraude, se vorbește despre anumite nereguli și chiar cu permisiunea dumneavoastră o să fac referire iarăși la informația oficială. Această persoană urma să primească aproximativ 20% din valoarea proiectului. Știți, este regretabil, cum a accentuat doamna Guțu, dar eu cred că asta e părerea mea personală, că acesta nu este ultimul caz, fiindcă dacă noi cu dumneavoastră ne amintim, mai puțin timp în urmă, când aceeași problemă am avut cu achizițiile la alimentarea copiilor, exact aceeași problemă a fost ridicată sectorul Râșcani, au fost implicați alte sectoare. Și eu mă întreb, că noi, Consiliul Municipal, practic ne-am străduit ca bugetul să fie chiar în a doua lectură aprobat până la finele anului, oricare 2018-2019, ca dumnealor să-și poată începe activitatea atât zi de zi la toate serviciile, cât și la achiziții publice. Și știți, bugetul direcțiilor în domeniul educației e peste 2 miliarde de lei cu toate serviciile și salarizarea. Și dacă să luăm la concret anual, numai la reparații curente și capitale, peste noi de, începând când am venit primul an, iată, pot să vă dau informația, 47 de milioane au fost, chiar vă dau cifrele așa frumușel exacte, da? Atunci, noi, de acum, noi anual am ajuns la fiecare instituție unde s-au dat, uitați, primul an, 2016, 41 de milioane, da? Numai la reparații. Vă dați seama dacă fiecare își va permite, doar el, în domeniul educației, indiferent că e șef de direcție sau cine acolo, un inginer răspunde, tu asta o faci, achizițiile astea și furi din gura copiilor, elevilor, părinților, a fiecărui cetățean din municipiul Chișinău. De ce? Fiindcă începând de la 41 de milioane, anul 2017,
2016, pe urmă au fost mărite în 2017, 2018 au fost 72 de milioane, pentru 2019 avem numai la reparație, s-a majorat cu 19 milioane, ceea ce s-au alocat, iată, eu chiar am și semnătură, și știți, pe fiecare instituție de învățământ, și eu mă întreb, uitați-vă, vorbim de grădiniță, vorbim în total în acești 4 ani de mandat, fracțiunea noastră din care fac parte, fracțiunea Partidului Socialiștilor în comun cu cele în fracțiuni, au fost redeschise peste 221 de grupe. Eu o singură întrebare nu înțeleg. Știți, și noi am pus-o chiar de la începutul zilelor când am venit noi în Consiliul Municipal, ca să fie o schimbare în domeniul achizițiilor, fiindcă vreau să vă spun că începând de la nivel central. Dar dumneavoastră v-a generat semne de întrebare în modul în care au loc achizițiile? Ne-a generat și ne-a generat în fiecare instituție, nu credeți că numai aici. Și vă spun de ce, fiindcă nu odată am accentuat chiar în emisiune la dumneavoastră că legea achizițiilor publice este un cadru legal de fraude. Toți știm care-i suma de la fiecare contract. Și asta nu e că o doamnă Guț sau cineva, cel care e nemijlocit grupului de lucru sau președintele care fac aceste achiziții. Și eu mă întreb, dacă astăzi noi în sectorul Râșcani avem liceul Lomonosov care curge acoperișul și e extraordinar în ce situație se află acest liceu. Unii s-au uitat, șeful de direct și cei care, iată, aia este 20%, le trimitem acolo. Alte grădinițe, noi am avut grădinița 199, care astăzi copiii pur și simplu părinții și cu copiii acasă, fiindcă nici blocul alimentar nu are autorizare de a funcționa, nici instituția nu are prescripție medicinii preventive, centrul medical, de a funcționa. Și trebuie cu doamna Guțu să cătăm măcar 1 milion de lei ca să le dăm, fiindcă în caz contrar, asta e totul din buzunarul părinților. Dar se va reuși? Noi avem plus minus o lună de zile. Se reușește. La moment ce noi am făcut, se reușește. Dumneavoastră nu credeți. Noi și astăzi am avut o discuție, fiindcă aceeași problemă noi avem în sectorul centru, eu nu vorbesc de achiziții, dar aceeași problemă avem că șeful direcției a dormit o leacă, 2 ani să lucrezi și să nu știi că tu nu ai, nu funcționează cantina la gimnaziu numărul 7, să știi că nu ai gard la Titu Maiorescu sau la școală cu copii de slab văzători. Oameni buni, unii ne uităm noi. Știți de ce eu accentuez aceste probleme? Fiindcă noi ne-am propus ca să reparăm anual câte o instituție de la zero și până la, ca să poți verifica. Dar așa când noi am dat lufleaș 12 milioane să cumpere utilaj mai performant prin locurile alimentare, doamnă Guțu, cu cine am luat? Noi acum găsim frigiderile prin subsolurile diferitor instituții. Dați seama? Eu mă întorc la problemă când au fost cu produsele alimentare. Vă dați seama, au fost arestați, luați, cu ce s-au finisat? Cu zero, da? La nivelul cel mai înalt, la nivel parlamentar, la nivel de guvern, fiindcă erau implicați în scheme firmele conduse însuși de tânșei. Iată ce vreau să vă spun. Și cu ce s-au finisat? Până în Consiliul Municipal n-am venit cu 50% pentru cei bucătari ca să-i putem menține. Și eu, aceeași situație e și astăzi. Și eu îmi pare rău că noi am vorbit, știți, eu iată astăzi ce vreau să vă spun, că atât la nivel municipal, Partidul Liberal în frunte cu Chirtoacă a distrus orașul și instituțiile din învățământ, cât și la nivel central. Tot aceeași problemă a fost, nu a fost verificat timp de 10 ani, practic s-au distrus. Doamna Ceban, scurt după aceea vreau să aflu și punctul de vedere a doamnei Guțu. Iată, făceam referire la starea de lucruri de la Râșcani și chiar mi-am notat aici. Practic majoritatea proiectelor care sunt realizate acolo sunt elaborate de o singură firmă. Nu o să-i dau acum citire ca să nu-i fac publicitate, dar asta pentru autorități. Când zic, mă refer pe ansamblu cei responsabili de situația creată, a verifica corectitudinea și modul în care lucrează această firmă? Eu să spun. Da. Eu vreau să vă zic un singur lucru, fiindcă este foarte strigător la cer, atunci înseamnă că este niște înțelegeri ca să câștige numai aceeași firmă, fiindcă noi avem foarte multe contestări la achizițiile publice, indiferent din care fie asta învățământ sau fie direcția locativ comunală. Și de ce eu mă întreb, pentru ce trebuie de deschis centrul acela de achiziții publice dacă acolo ori dispare că a fost contestarea dată, ori se facilitează un agent, unul și același agent economic, câștigă numai unul și același. Iată, asta vreau să o întreb și pe doamna Guțu. Doamna Guțu, valoarea contractelor se ridică la 2,3 și 3 milioane de lei pe parcursul anului trecut. Cel puțin astea sunt datele oficiale pe care le avem noi.
o singură firmă care, iarăși potrivit aceeași informație, a fi contractat mai multe direcții sau mai multe sectoare, să fiu corect. Dreptate, dar cu regret constatăm că noi nu avem alți agenți economici care ar fi dorit să participe. Asta o constatăm și noi la Direcția Generală și, reieșind din ofertele pe care le avem, legea prevede, după cum spunea și doamna Ciobanu, să-l alegem cel mai convenabil. Și se întâmplă că cel mai convenabil ca preț și cel care corespunde caietului de sarcini este, admitem, acest agent economic. Eu vreau să zic că sumele despre care vorbește doamna Ciobanu cu adevărat sunt impozante, dar afirm și eu că am moștenit niște edificii foarte, foarte vechi și foarte neîngrijite în ani. Noi astăzi, eu constat cu rușine ce văd astăzi în unele instituții de învățământ. Noi avem instituții unde nu putem să admitem copii de la 1 septembrie pentru că ani de zile nu s-a făcut reparația în cantina instituției. Păi, nu vă spărați, am o întrebare tranșantă. Instituțiile de învățământ sau o bună parte din ele pot exista fără susținerea financiară a părinților? Nu. Cu regret constat că nu. Doar că susținerea aceasta a părinților trebuie să fie legală. Noi astăzi, fără un parteneriat cu părinții, nu vom reuși să menținem instituțiile de învățământ. Dar ne asigură cineva o transparență? La moment nu este perfectă. În unele instituții este. Eu aș putea chiar numi unele instituții de învățământ, per exemplu liceul Haret, Spirul Haret, unde noi știm că există o asociație de părinți, dar din toate verificările pe care le-am avut, am văzut o transparență, am văzut rezultate în reparația edificiului, interiorului instituției, condiții foarte bune pentru copii. Deci până la urmă depinde de directorul instituției. Ce propuneți dumneavoastră pentru a ridica gradul de transparență? Ca să înțeleagă și telespectatorii noștri. Oprim finanțarea din partea părinților, creăm o altă formă juridică, care ar fi soluția? Eu solicit ca părinții să fie activi în ceea ce fac ei și să nu aibă frică de director, că atunci când fac o alocație, donează un ban, să solicite un raport și să nu aibă frică, pentru că este banul lor și dacă l-au făcut de bună voie și vor să investească pe o dimensiune, să aibă tot dreptul să vadă dacă banul a ajuns la destinație. Dar cine stabilește ordinea priorităților lucrărilor din cadrul unei instituții? Corect, ar trebui să o stabilească Consiliul de Administrație. În componența Consiliului de Administrație neapărat este și președintele Comitetului de Părinți, respectiv doar de comun, cadre didactice, sindicat, părinți, elevi, de comun identifică care sunt prioritățile și unde ar trebui să redirecționăm banii. Documentându-mă pentru această emisiune, am găsit mai multe puncte de vedere. Unii părinți zic, ce se întâmplă cu acești copii sau acele familii care nu au posibilitatea să contribuie? Volens, nolens, sunt marginalizați, sunt, nu știu, izolați, eu am ghilimele de rigoare? De la caz la caz. Noi avem sesizări unde copiii sunt marginalizați și încercăm să intervenim și să luăm anumite atitudini. E foarte dificil să ai probe și să demonstrezi lucrul ăsta pentru a lua o atitudine față de conducătorul instituției. De aceea, puterea este în mâinile beneficiarilor, în mâinile părinților. Eu îi îndemn împreună cu administrația instituției, cu Consiliul de Administrație, să decidă ce ar trebui să facem noi pentru crearea condițiilor, care este bugetul instituției, care este bugetul care mai lipsește ca să realizăm ceea ce ne-am pus în gând. Da. Domnule Ceban, cel puțin fac referire la datele de anul trecut. Datele oficiale ziceau că avem un minus de 2000 de cadre didactice. Da? Asta zis, era pe toată țara. Acum nu avem cel puțin o cifră oficială sau nu am găsit eu în calitate de jurnalist, dar bănuiesc lucrurile sunt în jurul acestei cifre. Ce urmează să se întâmple? Cum începem nou an de învățământ cu o carență atât de mare sub aspectul cadrelor didactice? Până vă răspund la această întrebare, eu totuși aș vrea să o completez cu doamna Guțu referitor la asociațiile este părintești. Știți, am avut și noi copii, dar nu era, sumele este enorme, nu se strângeau. Era un fond de 50 de lei până la 100. Dar ceea ce se întâmplă astăzi, noi avem zi de zi plângeri de la părinți, fiindcă ei sunt impuși. Un părinte poate, cum ați spus dumneavoastră, plăti și mai ales că dacă luăm școala primară, sunt părinți tineri care își construiesc casă, care ei singuri încă nu au sursele astea financiare și eu totuși aș fi pentru revizuirea acestor asociații și pentru dispariția lor cu timpul, fiindcă, ce vreau să vă zic, iată am actul direcției Ministerului de Finanțe, da? Da. Directorul era domnul Fleaș. 15 milioane pățanul a luat. Știți cum? O scris că a făcut reparații capitale
Dar au schimbat undeva un tapet, un unitaz și banii se întrebăm unde și noi așteptăm să schimbe la Centrul de Corupție Național de Anticorupție conducerea ca să putem reveni să remitem acest act. Pleca prin deplasări fără nicio certificat, fără absolut, fără să aducă, fără să dea darea de seamă, mii și mii și mii de bani împreună cu soția lui care în direcția generală lucra. Iată, pot să vă lăs acest act. Spuneți-mi, dumneavoastră, unul cu milioanele și să compare cu un părinte care el poate ultimii bani de pentru, iată, eu am acum acasă chiar în suburbii, au început a strânge 600 de lei pentru copii care se meargă în clasa 1, să cumpere mobilier, să cumpere xerus. Spuneți-mi, vă rog, pentru ce? Se încadrează în limita legală, doamna Guțu? Nu se încadrează. Sigur că nu se încadrează, dar da, da. Dacă pot să completez, da, eu, o soluție pe care o văd eu și trebuie să-i responsabilizăm pe anumiți directori este trecerea la autogestiunea instituției de învățământ. Noi știm că finanțarea are loc per elev. Instituțiile care au o acoperire 100% cu locuri, cu copii, reușesc din propriul buget să-și mențină și să-și dezvolte instituția. Noi, cu regret, în Chișinău avem foarte multe instituții cu sold negativ. Din capacitatea de 1000 de locuri, noi avem 100 de copii. Așa? Și firesc că aceste instituții necesită surse financiare pentru, nu dezvoltarea, dar cel puțin menținerea, întreținerea instituției. De ce vă acordam întrebarea anterioară legată de ordinea priorităților? Pentru că există enorme cazuri atunci când managerul își creează condiții bune de a funcționa și celelalte, nu știu, chiar stările de curs, nu întotdeauna corespund normelor. Și aici apare și întrebarea legată de transparența financiară, legată de modul în care sunt achiziționați acești bani. Până la urmă se vorbește că este un act care îl facem așa, din proprie dorință. Nimeni nu ar trebui să ne impună. Adevărat. În același timp, în anul acesta, noi am început să monitorizăm foarte serios procurările pe care le fac directorii și gestionarea banilor. Deci dacă până acum erau obișnuiți o categorie de directori din bugetul care am, e bugetul meu, ce vreau, ce îmi procur și unde vreau fac reparații, în acest an noi monitorizăm foarte serios, mergem în teritoriu, chiar verificăm dacă prioritatea este cu adevărat prioritate. Am avut timpuri când se procurau frigidere, microunde, fotolii, pentru birouri. Ouri, garniture de perete și în același timp acoperișul în clasele primare, admitem. Nu vă supărați, iată, astăzi în acest studio ați utilizat un termen și eu vreau să-l explicăm pentru telespectatori. Reparație capitală. Asta ar însemna că se repară, nu știu, de la acoperiș până termenul, la podea? Da, termenul acesta nu este utilizat, dar nu este poate atât de corect, pentru că acesta, de fapt, reparație capitală ar trebui închisă instituția, este reparație curentă, dar în terminologia de care dispunem noi se folosește ca sinonim. Și aici, ca să vă răspund la întrebarea care mi-ați dat-o, deficitul cadrelor. Știți, și totodată și salarizarea vreau să o legăm aici. Știți, eu vreau să vă zic că ceea ce a menționat doamna director, într-adevăr, există și e cu regret, fiindcă nu trebuie să existe în instituțiile de învățământ. Dar ceea ce privește, iată, noi acum am dotat, anual dotăm redeschiderea grupelor, v-am spus. Iată, suntem în pragul redeschiderii vreo 50 de grupe prin grădiniță. Cine va lucra? Nicio instituție, colegiu, fie instituție universitară, nu pregătește educatorii Republica Moldova în afară de Comrat. Da? Da, și colegiul pedagogic, dar anul acesta, viitor, nu vor avea promoție. Spuneți-mi, vă rog, cine o să lucreze? Pensionarii de acum vor să plece, fiindcă, într-adevăr, e un lucru cu 37 de copii într-o grupă, nu poți să reziști. Avem răspunsul doamnei Monica Babuc. Mai gravă este situația că noi în Republică avem 276 de instituții, fie liceu, gimnaziu, cu predare în limba rusă, dintre care 33 din municipiul Chișinău. Unde îți pleacă copiii aceștia? Dacă nicio instituție, și doamna Monica Babuc îmi răspunde, iată, pot să vă dau răspunsul, iată, uitați-vă, puteți privi, îmi răspunde că va recomanda comisiilor de admitere spre cauți. Ce înseamnă va recomanda comisiilor? Când Ministerul de Resurs trebuie să facă un plan care cât se matriculează elevi, fie la școli de meserie, la universități, la licee, la grupele astea care cu profil, pentru că noi avem universitatea creangă, tot nu pregătește. Înainte pregăte pentru clasele primare, nu este nimic. Spuneți, cine o să lucreze? Altă problemă, ați atins-o dumneavoastră și cu salarizarea. Da. Salarizarea, ce știți, e că de astăzi avem ce avem în Republica Moldova, fiindcă noi nu ne-am obișnuit. Tot timpul ne pare că am venit la guvernare sau suntem conducători, a prețui factorul uman.
fiindcă legea salarizării a fost aprobată în grabă și practic s-a uitat complet de unele pături. Fie că șef de bazin, unii copii sunt în pericol în fiecare zi, fie că-s bibliotecari, fie că-s contabili, asistenții sociali, lucrătorii sociali au pierdut în salariu. Doamna Ceban, eu vreau să țineți minte ce remarcați un pic mai devreme. În legătură telefonică cu noi este Svetlana Danilenko, directorul școlii numărul 6, pe care o salut. Bună seara, mulțumată doamnă! Bună seara! Astăzi, în cadrul emisiunii Reflector Analitic, împreună cu doamna Eugenia Ceban și Rodica Guțu, discutăm despre domeniul de educație, discutăm despre modul în care sunt repartizați, cheltuiți banii din bugetul municipal. Vreau să ne spuneți, care este starea de lucruri la instituția pe care o conduceți dumneavoastră? Спасибо вам за вопрос. Извините, буду отвечать на русском языке. Да, да, ну и проблема. Сегодняшний день действительно очень актуально. И то, что было сделано для нашей школы, для наших особенных детей, мы хотим, вот хорошо, что это вышло в эфире, поблагодарить партию социалистов во главе с Ионом Чебану. Это обязательно наш друг, который всегда протягивает руку. И было очень много сделано за этот год. Это издание, это новая мебель. Сейчас вот будут установлены детские площадки для наших особенных детей, которые очень нуждаются в этом. Spuneți-mi, vă rog, în ce an ați primit, ultima dată mijloace financiare pentru a efectua o reparație? Fie ea și cosmetică, Год назад, когда Год назад, когда решила, что нам здание с Григорием Реки 30 отдали номером Костин 13-4 муниципальными советниками, опять это было предложено господином Ионом Чебан, чтобы были выделены деньги на ремонт. И в течение года был сделан достаточно хороший евроремонт для наших особенно детей. Да, дела дирекция генерала. Департамент образования очень хорошо нам действительно помогает. Мы как-то все в таком комплексе, можно сказать. И когда бы мы не обратились по любому вопросу, я очень рада, что госпожа Радика Гуцула является нашим генеральным директором. Она всегда принимает нас, всегда с удовольствием помогает нам. Поэтому мы в такой очень хорошем тандеме работаем. И очень благодарны, что на наших детей обратили внимание. Doamna Danilenko, eu am încă o întrebare. Vreau să aflu de la dumneavoastră. Iată, în instituția de învățământ pe care o reprezentați, copiii, părinții pun bara de rigoare, contribuie financiar pentru efectuarea anumitor lucrări? Și schinuiți. Нет. Боже мой, наши дети... Вы что, у нас трехразовое питание бесплатное. У нас никаких фондов никогда нет. Мы всегда стараемся обратиться за спонсорами и за помощь. Нет, нет, у нас ничего никогда такого не было. Eu vă mulțumesc pentru punctul de vedere pe care l-ați exprimat. Vă aștept în studioul Reflector Analitic și cu alte ocazii. Doamna Ceban, revenim la ceea ce discutam și pe marginea putem comenta ceea ce am auzit. Eu vreau să accentuez ce a spus doamna Danilenko. Într-adevăr, consilierii municipali au fost foarte receptivi pentru această instituție, fiindcă știți, copiii sunt toți cu dizabilități, cu autism, sunt părinți chinuiți, ei nu mai au de unde să dea un leu. Dar la acest context vreau să vă spun că facilitând, iată, școala numără 6, a suferit foarte mult, a fost așa o doamnă Natalia Hasan, ecou Cernobâlu. Și eu ar vrea să întreb pe cel fleaș, că doamna asta a lucrat mult și a avut aici mobilier nou, unde a dus el mobilierul cealaltă. Deși până astăzi organele abilitate nu l-au luat pe fleaș din urmă, fiindcă noi am făcut pentru mai mulți copii. Domnule, ei cred că merita să-i se dea un alt sediu, dar același chirtoacă a luat și nu i-a prelungit contractul. A luat și a distrus, practic, femeia asta și desigur că astea sunt niște suferințe care noi trebuie să ne întoarcem la întrebarea asta, fiindcă
Fiecare are personalitate și dacă ceva și-a adus aportul, trebuie la timp să susținem tot asta, dar nu să distrugem. Da, acești copii cu necesități speciale sunt în vizorul administrației publice locale? Acești copii, da, toate școlile auxiliare, indiferent că este cu slab văzător sau cu deficiență de auz, toate, fie că la Ministerul Educației este special direcție, fie că la Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, și desigur că noi, consilierii municipali, chiar iată, astăzi am avut o discuție cu doamna Guțu și intervenim și la școala de pe Vlaicu Pârgăla cu slab văzător, fiindcă acolo se duce clădirea, oameni buni, nimeni nu a făcut nimic. Doamna Guțu. Da, deci eu, ca să continui despre problema abordată de doamna Danilenko, școala respectivă este o școală model, în viziunea mea, la etapa în care suntem, de activitatea managerului, pentru că, cu adevărat, s-a făcut o instituție pe cât e posibilă de bună, cu condiții foarte bune pentru copiii noștri. Dar problema cu care se confruntă doamna Danilenko, și ea mă va susține cu siguranță, este lipsa totală a cadrelor didactice. Este o instituție unde sunt instruiți și educați copii vorbitori de limbă rusă cu dezabilități. Ani de zile nu mai sunt cadre didactice care sunt pregătiți pe această dimensiune și practic toți angajații din instituția în cauză sunt oameni cu experiență onorabilă în etate, dar copiii aceștia au nevoie de o susținere și fizică, pentru că ei urmează să fie deplasați, transportați până la alimentație, și aici chiar este o problemă foarte gravă. De aceea noi acum, nu știu, următoarea întrebare chiar se leagă de această sintagmă, chiar este o problemă. Ați vorbit ceva mai devreme că acei copii cu necesități speciale merg în școli speciale, în școlile generale, în școlile obișnuite, unde trebuie să fie încadrați, unde trebuie să fie acceptați. Însă iată apare o întrebare firească. Ce face profesorul, cadrul didactic, atunci când ferita sfânt unul din acești copii are o anumită criză? Pentru că viața este viață. Este un proiect care acum câțiva ani a fost lansat, nu se traumează psihologic, de către Ministerul Educației, de incluziunea copiilor cu deficiențe în mediul obișnuit, în școala obișnuită de cultură generală. Problema nu a fost dusă până la sfârșit în viziunea mea, pentru că un cadru didactic care are 30 de copii dornici să învețe și să progreseze, da, și atunci când are un copil care are o necesitate aparte, chiar nu-i reușește. Este o problemă pe care o abordează profesorii la toate întrunirile și la toate ședințele, și chiar dacă este un cadru didactic de sprijin, oricum nu reușește cu acei 3 sau 5 copii care sunt cu incluziune să se încadreze în procesul de instruire. Da. Doamna Ceban, haideți să revenim un pic la salarizarea cadrelor didactice și să revenim un pic și la ceea ce s-a discutat și am auzit și de la doamna Danilenko, de la instituțiile în care se instruiesc în limba rusă sau într-o altă limbă. Ceea ce privește de salarizare, noi am vorbit că noi, consilierii municipali, doamna Guțu a vorbit clar, știți, nu este clar de ce. Practic, este un fals în salarizare, fiindcă atunci când ai atâtea instituții cu sold negativ și de la bugetul central n-au fost transferat niciun leu. Și anual, știți, a fost anunțat că nu închidem, nu monitorizăm, nu optimizăm, dar totodată bani nu se dă nimic și noi, practic, asta le menținem din bugetul municipal. Absolut, până astăzi nu s-a dat un bănuț de acolo. Noi căutăm cum să înșghebăm ca măcar salarizarea, nu să mai deschidem alte proiecte, măcar salarizarea la timp să o primească angajații din toate instituțiile, nu numai pedagogii. Cât privește de Consiliul Municipal, noi am intervenit la timp. Fie până la legea asta salarizării, care a fost aprobată chiar așa, exprompt, peste noapte. Noi am intervenit la cadrele didactice, nu să-i mințim, dar ceea ce am putut cu 500 de lei la materialele didactice, da? Noi am intervenit hotărâri de guvern privind fel de care vreți indemnizații, numai să fie asta în campanie electorală. Noi am intervenit la timp câte 1000 de lei lunar pentru tinerii specialiști, pentru chirie, și s-a achită până astăzi. Noi am intervenit, indiferent că cadre didactice, pentru familiile cu 3 și mai mulți copii care frecventează grădinița, vă dați seama, 700 de lei lunar le primesc, tot în vizorul Direcției Educației, fiindcă listele perfectează dumnealor cu instituții de educație timpurie, dumnealor îi anunță banii s-a achită,
achită totul la timp. Noi am intervenit pentru cadrele didactice, dacă dumneavoastră vă amintiți, ca să le achităm și, transportul. E puțin, e mult, dar pentru dumnealor tot e un surplus asta, că aproape în jur de 7.000 de cadre didactice la care s-au dat 70 de lei lunar și multe alte chestii. Practic, noi am fost aproape tot timpul de dumnealor, nu numai pentru reparații, nu numai. Și de ce vreau să vă zic că asta a fost de ani de zile un dezastru în Chișinău de către fostul primar Chirtoacă. Pe urmă au internit alți primari și eu mă întreb, de ce? Noi am avut primar, chiar și același domnul Codreanu, dacă m-au desnut supere. Din primele zile de mandat, dumnealui și-a pus sarcina ca să schimbi organigrama primăriei și a instituțiilor date, da? Da. Noi am insistat. Dumnealui deja a fost demis, a plecat din cum știe, dar până astăzi nu s-a făcut nimic, fiindcă noi am insistat. Eu consider, și fracțiunea noastră din care eu fac parte, consilierii din Partidul Socialiștilor, fracțiunea PSRM-CMC, noi considerăm că educația sau direcția de educație trebuie să ocupe de educație, de învățământ și nu de achiziții publice. Am insistat ca să fie scoasă achiziții și format în cadrul primăriei o direcție separată care se va ocupa cu achizițiile și putem controla atât chestiile astea, dar nu uitează, toți și nimeni, știți? Și noi începem a căuta, iată acum, organele abilitate, dau, ceilalți, toți știu tare bine despre chestiile astea. Da. O fost școlile o sistemă, ruse, care este problema? Dar școlile ruse, eu cred că doamna director va vorbi și mai bine, este practică atât de la așa un nivel de jos, fiindcă astăzi avem absolvenți. Haideți să ne întrebăm, unde merg acești elevi? Unii merg în care instituții, în care universitate? Ce fac părinții? S-o pui cineva întrebare dacă noi nu avem nicio universitate, nicio școală de meserii nu avem, fiindcă toți vor juriști, dar nici acolo nu avem cu predare în limba rusă. Aceeași problemă este și în instituțiile de educație timpurii, nu numai instituțiile de învățământ general, fiindcă acolo nu are cine activa educatori NUS, dădaci NUS, vă dați seama, copiii sunt mulți și încă nici nu se deschid grupi cu limba rusă. Doamna Guțu, pomenea și doamna Ceban și eu îmi notasem aici capitolul optimizarea școlilor. Mai rămâne în vigoare, în prim plan, nu știu, în ceea ce urmează să faceți dumneavoastră? Direcția Generală are anumite proiecte de optimizare a instituțiilor, dar este important ca inițiativa noastră să fie auzită de părinți, să fie interpretată corect, pentru că nu este vorba de închiderea unei instituții. Noi în mediul urban avem posibilitatea ca copiii să se deplaseze o stație sau două cu un transport public. Per exemplu, noi avem câteva instituții unde se studiază limba ucraineană cu un sold negativ. Toate sunt cu sold negativ. În fiecare an aceste instituții solicită suport financiar, de la Consiliul Municipal. În viziunea mea, oare nu ar fi bine să facem o singură instituție cu limba ucraineană, dar să fie cu un nivel înalt de pregătire și asigurată cu cadre didactice? Și mai multe exemple avem de tipul acesta. Și la acest capitol ce a spus doamna Guțu, noi, deja fracțiunea noastră, am discutat întrebarea și am convenit și cu dumnealor, fiindcă dumnealor sunt specialiști în acest domeniu. Știți, ca să nu începem noi a face falsul acesta, că nu optimizăm, că optimizăm. Haideți să începem de la fiecare instituție de învățământ și să vedem dacă-s vorbitori, cum spune, de limba ucraineană sau limba rusă, sau este poșta veche Lomonosă, oameni buni, dacă nu avem în acel sector atâția elevi că cuprindem toată instituția pentru care achităm servicii comunale, reparații, dați să facem școală grădiniță sau complex. Fiindcă acolo sunt și copii, luați același Lomonosov de la Poșta Veche. Dacă astăzi este jumătate de un bloc liber, pentru Poșta Veche este foarte important ca să deschidem acolo și grădiniță și o să fie completat și o să fie și profesori și o să fie și educatori. Nu-mi implica, poate să sperăm cu actuala guvernare se vor redeschide și grupe cu predare în limba rusă la toate universitățile, fiindcă nu putem să... Asta e... Pierdem naționalitate, pierdem națiunea. Dar la capitolul implementare, a ceea ce spunea și doamna Guțu, optimizare, un impediment sunt părinții? Avem o barieră? Eu cred că în acest caz părinții, și eu am fost părinte, părinții au părerea dumnealor, părinții au propunerile dumnealor, orice problemă poate fi soluționată prin dialog.
prin dialog, mergem, îi întrebăm cum. Și eu nu ne închipui că cineva din părinți ar fi împotrivă ca jumătate din clădire să fie liberă și să o deie cum să... Mai avem și alte cazuri, să dă în arendă, sub arendă, la tăcvă, în două, la diferite cercuri de dans, de muzică, în loc să luăm, să facem ca acel copil dimineață să nu fie purtat prin trolebus, prin autobuz, dar să meargă la grădiniță lângă casă, la școală primară lângă casă. Da, eu înțeleg că sunt licee, sunt care au... mă rog, care fiecare își preferă univa la Spiru Haret, la Creangă, la Iliade, dar s-ar soluționa problemele pe interior împreună cu părinții. Credeți-mă, pur și simplu nu dus nimeni povara asta. Doamna Guțu poate nu poartă responsabilitate pentru toată distrugerea asta care a făcut-o Fleaș împreună cu Partidul Liberal. Știți, asară la o emisiune așa frumos vorbea Valeriu Munteanu, fost ministru, da, că minorităților trebuie să le dăm loc în Parlament. Dar eu mă întreb, ce ați făcut voi pentru minorități? 10 ani ați distrus minorități în Republica Moldova. Le-ați distrus voi, Partidul Liberal, împreună cu Chirtoacă. Eu vorbesc de Chișinău. Arătați-mi ce ați făcut pentru aceste minorități. Da. Ce ați deschis? Un bazin, un centru oarecare. Știți ce a făcut? Și acel centru Batra, unde o oas copilul acela și până astăzi, noi, el nu e redeschis până astăzi. Și nu, milioane de lei am dat acolo. Nu este, da, așa? Așa eu este. Continuu ceea ce a început doamna Ceban. Haideți să vorbim despre modul în care un părinte sau părinții pe ansamblu ar trebui să țină pept din punct de vedere financiar pentru a, nu știu, a instrui doi copii într-un liceu de din capitală. Avem anumite meditații care chiar o să vă rog să vă pronunțați dacă e legal ca profesorii să le desfășoare în instituția de învățământ. Doi, aș vrea să ne vorbiți despre modul în care ar trebui să achite celelalte activități în care sunt necesare unui copil pentru formarea lui, dans, sport și așa mai departe, care ar fi ele, și în același timp o anumită fondație care trebuie să o achite, dacă ar fi să facem un calcul matematic. Doamna Guțu. Da, deci actele normative categoric nu admit ca profesorul de la clasă să aibă ore de meditație cu elevul pe care îl învață. Contraplată, ești firesc. De aceea, directorii noștri cunosc, Direcția Generală a emis și un ordin prin care a interzis și a atenționat asupra respectării acestui act. Pe cât se respectă, pot să ne spună poate doar părinții. Până la moment noi nu avem sesizări, ca să vă zic, pe subiectul ăsta. Ceea ce ține de activitățile extrașcolare contraplată, da, în cadrul municipiului Chișinău sunt 13 centre de creație pentru copii și 13 școli sportive unde toate serviciile se prestează fără plată, sunt gratis. Eu chiar îndemn părinții să cunoască aceste centre și să vină la aceste centre, să nu achite alternative private, pentru că de fapt același profesor care citește are ore într-un centru extrașcolar are ore și într-o școală privată. Dar dacă sunt părinți care dispun de banii respectivi și vor să plătească, nu au decât. Noi intenționăm în luna septembrie să organizăm la Dendrarium un, să zic eu, un forum a centrelor extrașcolare, da, și unde o să vă invităm și pe dumneavoastră, ca, da, să informăm părinții despre centrele acestea, unde sunt amplasate, ce pot să învețe copiii acolo în afara orelor de curs și prin aceasta să promovăm centrele și școlile sportive la fel. Da, doamna Ceban, eu vreau, iată, pentru că suntem unul pe final de sezon, dumneavoastră și colegii din Consiliul Municipal pe final de mandat, aș vrea să faceți, nu știu, o retrospectivă a realizărilor sub acest aspect al susținerii educației și cum ați aprecia activitatea CMC-ului în acest domeniu. Eu vreau să vă zic că cred că nu numai eu, dar tot corpul didactic, toată conducerea din toate instituțiile de învățământ au simțit acel sprijin a componenții actualului Consiliu, fiindcă ceea ce s-a făcut în ultimii ani, ca să vă, să vă dau numai citirii, iată aici, eu, numai eu de acum, da, iată, anul 2016, 48 de instituții s-au reparat, lucrări generale, reparația rețelelor, ceea ce nu s-a făcut înainte, practic noi am primit o moștenire care, eu nu știu, știți cum era, se făceau lucrările și se iau banii pe acele lucrări care anterior au fost făcute. Până și asta șmecherii noi încă am mai prins-o, că mari șmecherii se fac și la căietul de sarce. De ce eu vreau să vă spun că
să vă zic la concret că noi, consilierii municipali, practic, aprobarea oricărei decizii, oricărui regulament, executarea lor am scos-o cu sânge, fiindcă am fost receptivi la cele cerințe care au fost, am conlucrat și chiar vreau să vă spun că, într-adevăr, profesorii își fac meseria bine. Aș vrea chiar în acest context să le mulțumesc din partea fracțiunii noastre, să știți că nu e atât de ușor în zilele de astăzi să mergi la această profesie, dar oricum noi suntem, am fost alături tot timpul, noi ne-am străduit ca ceea ce ține de învățământ și sănătate prioritar să se aloce surse financiare, ca, fiindcă acesta este viitorul țării noastre. Doamna Ceban, în legătură telefonică cu noi este doamna Murărescu, pe care o salut. Bună seara, doamnă! Bună seara! Spuneți-mi, vă rog, astăzi în cadrul emisiunii Reflector Analitic discutăm despre ceea ce se întâmplă sub aspect educațional în municipiul Chișinău și vreau să vă întreb, iată în grădinița pe care o reprezentați dumneavoastră, există probleme la capitolul, nu știu, achitare a bonului de plată pentru părinți? Există unele facilități la acest capitol? Nu avem probleme. Da? Ceea ce este prezentat părinților bonul spre achitare, dumnealor este adus la cunoștință și, bineînțeles, achitele ceea ce este reprezentat în bon, suma, mă refer. Dar care este suma medie? Cât se cheltuie, nu știu, lunar pentru hrana unui copil în instituția dumneavoastră? Deci, aproximativ 200 de lei. Vi se pare o sumă care conține toate elementele necesare pentru meniul unui copil în dezvoltare? Aș spune da. Se regăsesc legume, fructe? Da, da. Și vreau să vă zic că toate legumele, fructele care sunt aduse, sunt achiziționate la nivel înalt, aș spune din ce considerente, pentru că tot ceea ce este achiziționat este verificat de către comisie și este pregătit și pus la dispoziția copiilor. Spuneți-mi, vă rog, iată, după scandalul alimentar din 2017, acest meniu a fost revăzut și în același timp revăzuți agenții economici care furnizează produsele alimentare? Da, a fost revăzut și a fost îmbogățit. Îmbogățit în fructe și legume. Da. Da, și mai am o întrebare. Vreau să aflu de la dumneavoastră. Iată, în grădinița pe care o reprezentați, părinții contribuie financiar la întreținerea acesteia? Desigur, este bon achitat de către primărie și este suma care o achită de nedocit părinții. Există o transparență? Este binevol această, nu știu, acest aport a părinților? Desigur, este... În cadrul ședințelor cu părinți, este adus la cunoștință ordine emis de Direcția Generală, Direcția Buicani, suma care este alocată de către primărie și suma care e mijlocită trebuie să o achită părinții. Ca să fac claritate în tot ceea ce ați remarcat un pic mai devreme, spuneți-mi, vă rog, există părinți care nu pot contribui financiar pentru a întreține, a ajuta grădinița pentru a se dezvolta pe calea ei firească? Și cum procedați? De obicei, noi, ca directori, mergem noi spre soluționarea problemelor și încercăm să deschidem noi uși. Nu așteptăm ca părinții să vină în soluționarea problemelor. Eu vă mulțumesc. Doamna Guțu, vreau două aspecte. Unul, iată, legat de grădinițe. Doi, ca să revenim un pic cu ceea ce începusem această emisiune, haideți să vorbim despre, chiar mi-am notat aici, prețurile exagerate la anumite lucrări. Și pe rețelele de socializare se făcea referire la faptul că pentru a scoate un metru de teracotă era plătit 90 de lei, în timp ce același volum de lucru pentru un muncitor necalificat pe care îl putem găsi se achită 30 de lei. Cine stabilește prețurile care sunt? Vedeți că legea despre care a vorbit și doamna Ciobanu nu prevede ca noi să evaluăm care este prețul. Legea prevede ca agentul economic își pune prețurile sale, respectiv noi identificăm care este cu prețuri mai mici. Dar cât de real corespund ele adevărului, nu este în competența noastră să evaluăm.
Și ultima întrebare în cadrul acestei emisiuni adresate ambilor doamne. Doamna director spunea că aproximativ 200 de lei trebuie să achite pentru un părinte, da? Pentru alimentație. Nu e mult pentru un părinte? Sau e puțin, din contra, cum calificați dumneavoastră în timp ce avem salarii medii, nu știu, de 2000 de lei? Asta ar fi, nu știu... Eu cred că este suma destul de modestă, ținând cont de faptul că copilul este alimentat de 5 ori pe zi, cel puțin 25 de zile în lună. Da, mulțumesc. De... Doamna Ceban, dumneavoastră? Ceea ce privește alimentația copiilor, Consiliul Municipal a intervenit și a dat suplimentară la fiecare categorie, fie că e educație timpurie, fie că e gimnaziu, liceu, școlile primare, suplimentar s-au dat absolut la fiecare categorie. Altă problemă că sunt instituții diferite. Știți, noi am avut cazuri cu dumneavoastră chiar nu de mult, când părinții plăteau 1200 de lei neformal. Și iată, asta este dureros, fiindcă ceea ce ține de 200 de lei, dacă e un copil, dacă sunt 2-3 de grădiniță, deja este lege care pe dânsii ar trebui să-i scutească. Fie 50%, fie 100% pentru acești copii. Altă problemă, că nu tot timpul cadrul legal sau deciziile Consiliului sunt aduse la cunoștință părinților și puse în practică. Și aplicate în practică, indiferent că asta e grădiniță sau asta ține de liceu. Dar sunt conducători de instituții care chiar sunt cu interesați, care sunt foarte respectați. Și de ce au, când merge vorba de clasa 5, luați același spiriuharit, câte 500 de copii pe un loc, la două grupe, dau la intrare în clasa 5-a și iată, avem ce avem. Noi trebuie să schimbăm, să ne schimbăm toți atitudinea față de părinți și să ținem cont atunci când vrei să-ți achiti un ban, gândește dacă l-ai dumneata banul ăsta în buzunar. Eu vă mulțumesc pentru prezența în studio și pentru punctul de vedere pe care l-ați exprimat. Vă aștept și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, a fost Reflector Analitic. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună!